După crima odioasă care s-a petrecut săptămâna trecută la căminul de bătrână în timp Ivirenul Călăraș, consilierii locale au cerut explicații în cadrul unei ședințe cu privire la acest subiect. Primăria are asigurări pentru clauzele de răspundere civilă? La ce te? La răspundere civilă, la care putea fi trasă primăria în cazul unor daune sau unor procese. În ce speță? S-a întâmplat în cazul de față cu crima aia odioasă de la căminul de bătrâni. Cred că duceți în derizor. Deci cred că duceți în derizor și ridicați problema ca să o ridicați. Dacă nu știți ce să cereți, în cazul ăla, nu duce ceva ce nimeni nu putea să prevadă, erau testați psihologic, s-a întâmplat acest necaz, că s-a întâmplat acest necaz. Nu e vina nimănui, decât la parte. Și atunci, ce asigurare, cine să-ți facă asigurare și ce fel de asigurare? Dacă știți dumneavoastră că se fac astfel de asigurări, vă rog frumos să ne spuneți că poate nu știu. Există, domnul primar. Spuneți dumneavoastră, domnul primar. Totuși, acolo e un eveniment peste care n-ar trebui să trecem chiar așa cu ușurință, pentru că totuși s-a întâmplat. Nu este chiar așa. Nu cunoaște situația și nu cunosc, este așa. Eu cunosc, că omul ăla era recidivist, că trebuia supraveghea mai atent. Deci, domnul consilier, dacă dumneavoastră cereți cazierul acum pentru 5, o să pune, o să cere și cazierul la 5 bătrâni. Dar foarte bine, ce mare. Nu era în regulament. Acum o să punem în regulament, pentru că nu s-a întâmplat nicăieri în țară să ceară cazier când vin acolo bătrânii respectivi. Pentru că acolo vin nevoiași până la urmă care nu au cu cine să stea și unde să stea eventual. Au numai o pensie. Dar o să cerem și cazier. Da, ne-am gândit să cerem și un cazier. Pentru că vedeți ce s-a întâmplat, dar indiferent cum ești, dacă a avut un cazier, nu știu de când, sau ce îi face? Trebuie să ne dați o soluție, adică vă dați seama că, deci ce mai, primează avizul psihiatric, psihologic, ce vreți dumneavoastră să fie. Deci le avea pe toate în tocmai. Și ei sunt verificați la săptămâna ala. Și nu toți care au cazier rămân cu pata asta toată viața. Absolut. Da, vreau să spun. Dar nimeni nu putea să prevadă că s-a... Pentru că tot comportamentul acestui om a fost de om normal. Până la momentul respectiv. Nu putem să știm. Foarte bine speța, dar am înțeles că era un conflict mai vechi între aceste persoane. Nu a fost niciun conflict. Nu.